Vă salut, dragi prieteni! Am decis să facem un nou video astăzi în care să vă prezint următoarele trei perechi de la voltați indieni. Și avem aici primul mascul. Un mascul de 2016. Mascul de 2016. O să mergem să luăm acum și femela. Căruia am decis să-i dăm această femelă. Femelă pe roșu. O femelă tânără, tot de 2016. O să-i urmărim să vedem ce pui vom putea scoate din ei. Așa cum v-am zis, ambii sunt tineri, de 2016. Avem pe aici pe jos și niște surg. O mâncare foarte bună pentru porumbei. Și după câte putem vedea, cred că această pereche s-a și format. O să mergem să luăm cea de-a cincea pereche. De ce zic cea de-a cincea? În primul video v-am prezentat primele trei perechi. Aceasta ar fi cea de-a patra pereche și o să mergem să luăm cea de-a cincea pereche. Și avem aici femela, o femelă de 2015, femela din a cincea pereche de la voltați indieni. O vedem. Foarte bună și această femelă, am avut pui foarte frumos și anul trecut din ea. La această femelă avem sus randonelele de Saxonia, dar o să vorbim într-un alt material despre ele. Așa cum vă spuneam, la această femelă am decis să-i dăm acest mascul. Un Almond frumos, tot de 2015. Cred că și această pereche e aproape formată. Vedem și masculul foarte frumos. Și el. Vedeți? Aceasta ar fi cea de-a cincea pereche. O să mergem să luăm și cea de-a șasea pereche. Am adus și cea de-a șasea pereche. Avem aici masculul. Masculul care nu a vrut să se pună jos. O să punem puțin pe pauză. Ar fi masculul și femela. Și ce femelă frumoasă! Vedeți și această această pereche este formată. O să pun puțin pe pauză, să pun perechea jos, să o putem observa mai bine. Am pus perechea jos, să o putem observa mai bine. Tot sus vrea să stea ea, femela a zburat sus, masculul e jos. Și despre ce pot să vă zic despre această pereche? La fel, e o pereche de 2016. O vom urmări să vedem ce pui putem scoate din ea. Fiind o
pereche tânără. Nu știu ce pui vom putea scoate din ea. Au zburat sus, o să-i las așa. Deci aceasta ar fi cea de-a șasea pereche de la voltați indieni. O să revenim în următorul video și cu următoarele 4 perechi, 7, 8, 9 și 10. Pentru că anul acesta 10 perechi vom avea la matcă de voltați indieni. Și le vom vedea și pe celelalte 4 perechi. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!